Mulțumim Domnului pentru că ne-a permis să fim aici, în acest loc. E un loc călduț și unde nu-i bine dacă Domnul este cu noi. Oriunde cu Isus putem fi voi. Și așa cântăm în cântarea 330A. Ah. Pentru astăzi m-am gândit să avem o lecție din. Prima carte scrisă de Apostolul Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3. Această carte trece în revistă atitudinea potrivită a tesalonicenilor. Și Pavel, care nu-i singurul care vede ce se întâmplă în acea adunare, scrie și începe această epistolă spunând Pavel, Silvan și Timotei. Deci, niște frați demn de încredere care au o apreciere față de Biserica din Tesalonic. Tesalonic este o localitate, așa cum probabil unii am văzut, undeva în Grecia de astăzi sau fosta Macedonie care avea teritorii mult mai întinse de cum le are astăzi. Acolo erau câteva adunări aproape una de cealaltă, dintre care Pavel scoate în relief această adunare a tesalonicenilor. Și am intitulat lecția de astăzi, căci ne aducem aminte fără încetare. Deci căci ne aducem aminte fără încetare. Și iată ce trebuia să-și aducă aminte cele trei personalități, Pavel, Silvan și Timotei, care au constatat și au luat pulsul acelei adunări cum și unde se află ea în dezvoltarea Spiritului Lui Hristos și în special a dragostei sau a iubirii. Vesetul 3 începe și ne spune așa. Că își ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de munca dragostei voastre și de tăria nădejdii voastre în Domnul nostru, Isus Hristos. Deci, avem trei aspecte foarte importante subliniate aici de cei trei care așa cum i-am prezentat, au constatat această stare în adunarea tesalonicenilor. Unu, deci lucrarea credinței acestora, doi, munca dragostei acestora și trei, tăria nădejdii sau răbdării, nădejde sau răbdare. În Biblia cu triunghi spune uh, răbdare, jos la nota marginală. Deci, cele trei aspecte, iată, Pavel Silvan și Timotei, le-au putut constata în adunarea din Tesalonic. Se pare că această adunare a făcut progrese foarte mari în aș dezvolta spiritul Domnului și a merge cu dragostea până unde s-a putut întinde corda acelei dragoste. Și când ne uităm aici, oare ce ar fi această lucrare a credinței voastre, le spunea. Dar cred că și noi putem să ne încadrăm aici, care este lucrarea credinței noastre. În 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, Apostolul Pavel, iată ce spune și vom cite acest verset rapid. 1 Corinteni, 3, versetul 9, iată celălalt. Auzim pe Apostolul Pavel scriind despre această lucrare deosebită. Citim. Căci noi suntem împreună lucrători a Lui Dumnezeu. Voi sunteți câmpul de lucru al Lui Dumnezeu, clădirea Lui Dumnezeu. Remarcăm aspectul acesta pe care îl sublinează apostolul Pavel aici. Căci noi suntem împreună lucrători a Lui Dumnezeu. Pavel nu mai spune aici, după cum spune în partea a doua versetului, că el i-a introdus oarecum pe această cale, ci el scoate în relief Cuvântul noi suntem împreună lucrători, împreună cu Dumnezeu. Deci vom remarca acest aspect foarte important. Dumnezeu este cel care ne trasează linia credinței prin care trebuie să lucrăm. Când ne uităm, sigur că credința este un lucru important, așa cum citim în Evrei, capitolul 11 unde ni se spune clar și categoric, cred că versetul este 6, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că se face răsplătitorul tuturor celor ce îl caută. Deci când ne gândim la aspectul acesta, avem o bună dovadă de a merge înainte, de a ne apropia de acesta cu care trebuie să lucrăm împreună, adică cu Dumnezeu. În Ioan, 1 versetul 25 și timp în aceeași ordine de idei, iată ce găsim scris în Ion 1, versetul este 25. Să ascultăm aici ce spune uh, Scriptura. Da? Uh, ei ei l-au întrebat și i-au zis atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul? Nici Ilie, nici prorocul, am greșit, este cred că 1 Ioan 1.25, da. 1 Ioan 1.25, Da. Da. Da, și făgăduim. Nu, 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 că aici sunt doi, Da, 1.25 nu există, 1.25. În fine, mă voi gândi. Iacov, 1.25, îmi cer scuze. Un pic văd un pic mai rău, știți voi de ce și nu trebuie să subliniez lucrul acesta. Iacov, 1.25. și Da, ascultându-l pe Iacov, deci iată ce ne spune el în direcția aceasta, 1 versetul este 25. Dar cine își va adânci privirile în legea de săvârșită cea a libertății și va stăruie în ea nu ca un ascultător, ascultător uitu, ci ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Interesant. Deci Iacov subliniază starea de fericire în ce condiții se poate realiza. Dar cine își va îndânci privirile în legea desăvârșită, cea a libertății, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Observăm aici două aspecte. Nu-i suficient că credem. Trebuie să și trăim, să și înfăptuim cu fapta ceea ce credem și nu de mult am avut o lecție, vedem că Avram, în direcția aceasta, a unit cele două, fapta cu credința. El îl crede pe Dumnezeu, dar când Dumnezeu i-a spus, ieși afară din țara ta, din poporul tău, din familia ta și du-te într-o țară în care ți-o voi arăta eu. Dacă nu trecea la fapte, Avram avea vreo valoare credința? Nu prea. Nu prea. Deci Apostolul Iacov trece în revistă că a fi lucrători împreună cu Dumnezeu nu-i doar suficient să avem voință, ci să și avem înfăptuiri în privința aceasta, de a uni credința cu fapta. Pentru că, așa cum Apostolul Pavel ne atenționează și ne spune, că credința fără faptă este moartă. Și invers, același lucru. În 1 sau 2, 13, Apostolul Pavel uh, amintește un aspect foarte important și iată ce găsim scris aici. De aceea, și mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe Cuvântul oamenilor, ci așa cum și este, în adevăr. Ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care și lucrează în voi, care credeți. Deci, observăm atitudinea potrivită a unui lucrător împreună cu Dumnezeu. Totdeauna un lucrător adevărat va spune că ceea ce are îi mulțumește lui Dumnezeu. Și nu doar o dată, ci fără încetare. Practic, tot ceea ce suntem, tot ceea ce avem, tot ceea ce credem, fraților, este ce? Harul lui Dumnezeu. Avem noi vreo merit în direcția aceasta? Totul este de la Dumnezeu. Și bine spune aici Apostolul Pavel, scriindu-le din nou tesalonicenilor. Da? Dar el continuă și spune că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit. Nu ca pe cuvântul oamenilor. Uneori, poate că avem cam, să spunem, înclinația aceasta să arătăm că este cuvântul nostru. Ceea ce, iată, în cazul acesta, nu prea ni se potrivește afirmația cu ceea ce spune aici Apostolul Pavel, scriindu-le Celor l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și el recunoaște acest lucru. Și de aceea și spune, da, și este într-adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu care și lucrează în voi care credeți. Observați, lucrarea credinței pe care apostolul o subliniază în Biserica Tesalonicenilor. Și aici vedem că această lucrare a credinței uh, începe să lucrează în interiorul acelor persoane care au această atitudine potrivită. În uh, 2 Tesaloniceni, capitolul uh, este 1, versetul 11, același apostol, iată ce sublinează aici. De aceea. Ne rugăm mereu pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrenici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare a credinței. Deci, remarcăm acest aspect foarte important. Apostol Pavel spune că datorită rugăciunilor lui și datorită acestei atitudini, el trece în revistă și ne spune și găsește, cum spune el aici, că este vrednic de chemarea lui Dumnezeu. Și că această chemare a lui Dumnezeu, deci trebuie să se împlinească în noi sau, cum spunea genul, în voi. Da? Cu putere, cu dorință de bunătate și orice lucrare a credinței. Spectrul credinței este unul destul de larg, ca și o paletă, care o desfacem la început, când ne uităm la ea, este foarte îngustă, dar desfăcând-o, este destul de mare. Așa este și credința, un lucru foarte important. Și apostolul, deci, sublinează acest lucru foarte interesant. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 5, același apostol Pavel, iată ce ne scrie uh, nouă. 4, versetul 5. Să-l ascultăm. Pentru că, 1 Timotei, 4, versetul 5, pentru că este sfințită prin Cuvântul Lui Dumnezeu și prin rugăciune. Deci aici, uh, ni se spune că, Credința este cea care este sfințită de Dumnezeu. Credința vine de la Dumnezeu. Ea este la început, așa cum știm cu toți ce. Un dar, da? Dar ea trebuie în cele din urmă ce să fie? Rod al Spiritului nostru. Și acesta este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi să recunoaștem că credința nu este a noastră. Iuda. 1, 1, 2, 3, scrie acolo cam așa. Pe când căutam să vă scriu despre mântuirea de obște a tuturor, m-am văzut silit să vă scriu, versetul 3, să vă luptați pentru credința care a fost dată o singură dată și pentru totdeauna Sfinților. Deci, Iacov, Trece, Iuda trece în revistă necesitatea de a lupta pentru credință. Nu vom intra în acest detaliu cum intrăm în credință, vom vedea după masă. De altfel, cum trebuie să luptăm în studiul cel vom avea pentru credință. Dar este important să observăm că credința ne-a dat o Dumnezeu. Vine de la El și apoi ea trebuie, trebuie să fie așa cum s-a spus deja, rod al spiritului nostru. Al doilea aspect care îl sublinează Apostolul Pavel este munca dragostei voastre. Când ne gândim la expresia muncă, ce implică ea? Ne uităm în Eden și uh, Adam a fost așezat acolo, și Eva ce să facă în grădină? Să muncească? Nu scrie așa, să lucreze. E o diferență între a lucra, și a muncit, așa-i? A muncit, cred că presupune a mai și transpira câteodată pentru aceasta. Și atunci să ne gândim puțin la cei tesalunceni pe care îi scoate revistă, iată Apostolul Pavel. El spune că și-aduceau aminte cei trei de munca dragostei voastre. Un element foarte important, dragostea. Dar aceasta cere transpirație, cere muncă. Cu toții ne aducem aminte de cele patru aspecte: de dezvoltare a dragostei, așa-i? Iubirea, datorie. Iubirea din inimă sinceră sau, cum am putea-o numi? Apreciativă. Da, apreciativă. Apoi iubirea de frați și, în cele din urmă iubirea pentru toți oameni. Aceasta cere muncă sau nu cere? Sau le citim și le avem? Nu este așa. Trebuie să muncim. Studiind subiectul respectiv, am văzut că unii se opresc la primul pas. Mulți ani. Alții trec repede. Iubirea datorie este ceva care ar trebui să îl vedem fiecare. Nu vom intra în explicația acestor aspecte, doar le-am atins să observăm că se cere muncă. Al doilea aspect, da? Iubirea uh, din inimă sinceră sau apreciativă, la fel. Trebuie să uh, plece deja din interiorul nostru, din uh, apreciere pentru acela care, iată, ne-a creat. Acela care pe noi ne-a chemat. Și trei, iubirea de frați. Aici avem o problemă foarte mare. Și eu și voi, cu toții. Și trebuie să fim foarte atenți, fraților, surorilor. Iubirea de frați este cea mai grea dintre toate. De ce? Pentru că noi am învățat de ce. Pentru că. Atunci când ne uităm la frații noștri, noi uh, îi luăm ca și pe noi sau ei ne iau ca și pe ei, spunând: Acesta știe, acesta a învățat. De ce se comportă așa? De ce vorbește așa? Aici este mare problemă. Putem noi să trecem peste acest aspect sau nu putem să trecem? Și în final, al patrulea aspect. Deci, munca dragostei cere osteneală, cere transpirație. Și vedem că, așa cum Apostolul Pavel scrie în Efesen 4, versetul 14, să-l ascultăm ce scrie aici Marele Apostol Pavel, Efesen 4, versetul 14, scriindu-le Efesenilor, o, o biserică minunată care ne place de ea, o biserică care a fost apreciată de Domnul, și este cea din tâi dintre toate bisericile. Versetul de deci ce am spus este 14 și iată ce citim aici în versetul 14. Ca să nu fim copii, aruncați și duși încoace și încolo de orice vând de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în uneltirea rătăcirii. De ce? Iată... De ce este necesar ca să învățăm, să ne însușim această muncă a dragostei, să ne însușim credința? De ce? Pentru că trebuie să ajungem la o stare de maturitate în Hristos. Știți că în Evrei, capitolul 5, Apostolul Pavel apreciază această stare sau înălțime la care trebuie să ajungă fiecare credincios. Și de ce trebuie să ajungă? Iată ce citim aici în Evrei 5, când ne uităm la acest aspect. Da? 5 și versetul este 14. Dar hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru acele ale căror simțuri s-au deprins prin exercițiu. Cum zice traducerea obișnuită? prin întrebuințare. Este unul și același lucru, dar parcă exercițiul înseamnă că uh, am uh, am muncit pentru a ajunge aici, exercițiu. Exercițiile fizice știți că nu sunt ușoare, dacă vrem să avem să spunem așa o o, o constanță în ceea ce privește conduita noastră sau umblarea noastră uh, ca și oameni. Dar apostolul spune aici prin exercițiu să deosebească binele și răul. Deci, referindu-se apostolul aici, vedem că începe de la starea copilăriei. Una foarte jos. Dar noi trebuie să creștem. Aceeași muncă este arătată și aici, ca și aici, în al doilea aspect, subliniat de marele apostol Pavel, Silvan și Timotei, legat de adunarea tesalonicenilor. În 1 Tesaloniceni 2, versetul 9, iată ce ne spune Apostolul Pavel în direcția aceasta. Căci vă aduceți aminte, fraților, de oboseala și de munca noastră, cum lucram noapte și zi, ca să nu fim sarcină nici unea dintre voi și să vă văstim Evanghelia lui Dumnezeu. Remarcăm acest aspect foarte interesant aici căci vă aduceți aminte, descria el, fraților, de oboseala și de munca noastră. Oboseală și muncă. Observați? Cele două sunt asociate împreună, oboseală și muncă. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă iarăși uh, nu o stare în care să ne odihnim, să zicem am ajuns până aici și acum ne putem odihni. Nu, trebuie să ne obosim, trebuie să muncim. Da? Cum lucram noapte și zi ca să nu fim sarcină niciuna dintre voi și să vă vestim Evanghelia? Vă imaginați, fraților, oare n-ar fi fost datoria acelei biserici din Tesalonic ca să îl susțină pe Pavel, pe Silvan și pe Timotei pentru ca să nu trebuiască să se obosească și să muncească? Nu era datoria lor ca ei să-i finanțeze. Același aspect important este atribuit și bisericii din Corin. Pavel spune că a lucrat pentru acea biserică și se pare că și pe, uh, pentru aceasta, dar banii nu îi mai ajungeau și iată ce făceau ei. Se oboseau muncă fizică să facă bani ca să poată să le vestească Evanghelia. Remarcăm un aspect foarte important. Evanghelia nu se poate câștiga doar stând pe scaun și ascultând. Ea cere, iată, și, să spunem așa, un fel de asistență financiară în direcția aceasta. Vă imaginați că, în cazurile de atunci, trebuia închiriate sel, trebuia întreținute, deci, vii aceste adunări, trebuia frață să deplasează în sus și în jos. Și aceasta nu se făcea fără cheltuială financiară, nu? Trebuia cumpărat aproape totul. Dar observați că aceasta apostolul o pune în contul dezvoltării, să spunem, sau în munca dragostei. Pentru ce lucra apostolul? Pentru că iubea pe aceștia. Pentru ce erau implicați ei în această lucrare? Că îl iubeau pe Dumnezeu, dar îi iubeau și pentru acești. Aceștia. Și iată, aici, în acest verset, ne spune că, într-adevăr, ei își aduceau aminte și le aduceau aminte fraților de oboseala de munca lor, cum lucrau zi și noapte, ca să nu fie sarcină pentru niciunul dintre ei. Vă imaginați, fraților, ce simțire era în acești frați? Vă imaginați? Care, iată, și ar fi putut spune: Dar ce să ne tot ostenim noi și să ne obosim pentru aceștia care uh, nu mișcă niciun deget, măcar, în direcția aceasta? Dar pentru că aveau sarcina aceasta de a duce Evanghelia și nu era ceva sarcină grea pentru ei, era o bucurie, o fericire, o plăcere în cele din urmă ca să poată să ducă această veste și altora. Și acest lucru, iată, îl face pe Pavel să scrie că. Trebuie să-și aducă aminte de aceasta. Și, într-adevăr, Deci, Evanghelia a fost vestită acestei biserici. Evanghelia lui Dumnezeu și nu altele. Mergând mai departe în aceeași idee, da, dezvoltarea acestei dragoste este, de altfel, celul sau ținta pentru care noi trebuie să ne luptăm în viața noastră. Că suntem ceva sau nu suntem în fața lui Dumnezeu, ce va demonstra? Dragostea noastră. Suntem sau nu suntem? Dacă am ajuns să dezvoltăm acea dragoste, ea va trece peste toate lucrurile care ni s-au părut grele. Pentru că dragostea lui Dumnezeu ne ajută. Ne gândim în sensul acesta la un aspect foarte interesant din cântarea cântărilor, capitolul este 2, versetele 4 și 5. Iată ce scrie Solomon în cântarea cântărilor, care știți voi ce este? Imnul Miresei. Așa am învățat. Cântarea cântărilor, deci capitolul 2, versetele 4 și 5. Să îl ascultăm pe Solomon ce spune aici despre dragoste. Iată ce spune. Aici, în cântarea Cântărilor. 2, 4 și 5. El m-a adus în Casa Vinului. Interesant aspectul acesta. El, adică cine? Dumnezeu. Ne-a adus în Casa Vinului. Ce e aici, în Casa Vinului? Lucrarea viței de vie, așa-i? Până când să ajungem să să bem din acel vin, este o lucrare de făcut, este și o curățire de făcut, așa e? Dar observați ce spune aici mai departe. Și dragostea era steagul fluturat peste mine. Dragostea era steagul fluturat peste mine. Observați care ar trebui să fie steagul nostru în toate împrejurările? Dragostea. Și aceasta să, să fie și să fluture ca un steag. Vedeți, zilele noastre se folosesc foarte mult steagurile pentru că ele sunt emblematice pentru un țel sau o cauză. Ori pentru noi, emblematic este steagul dragostei. Da? Și dragostea de era steagul fluturat peste mine. Interesant. Și îi spune mai departe, versetul 5. Întăriți-mă cu turte de struguri înviroiați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragoste. Asta o spune mireasa mirelui. Dar datorită unor lucrări foarte importante se poate întâmpla lucrul acesta să devenim bolnavi de dragoste. Se întâmplă că uneori ne întâlnim la oaltă și oare. Amintim că totuși putem fi și bolnavi în felul acesta sau în sensul acesta bolnav de dragoste? Este un lucru minunat să putem să spunem ceea ce iată spune în cântarea cântărilor. Sunt bolnavi de dragoste. Și mai avem încă un aspect aici, da? În 5 cu 8. Iată ce găsim scris în 5, versetul 8. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe prea meu, ce veți spune? Și ce veți spune, spune Mireasa, că sunt bolnavă de dragoste. Aici spune Mireasa, aici în peregrinajul ei pe pământul acesta. Până când ea nu-l poate vedea pe iubitul ei, Până când mirele n-a fost prezent a doua oară, Mireasa, totuși, iată, a fost în această stare sau în această situație de a fi bolnavă de dragoste. Și, iată, aici știți că păzitorii care dau uh, ocol cetății din vremea respectivă reprezintă pe cei care uh, păzeau cetatea mare a Babilonului. Și că Mireasa, găsindu-se în incinta acelui, acelei cetăți, îl căuta pe mire, dar era de negăsit. A întâlnit pe acest păzitor și întreabă, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? A ce a răspuns? Nu, nici vorbă. Trebuia căutat acesta. Și iată, doar le-a spus și i a însărcinat pe aceea, spuneți i dacă îl întâlniți pe iubitul meu că nostru, că suntem bolnave de dragoste. Când ne uităm la această muncă a dragostei, dragi și surori, fără îndoială că ea ne aduce aminte de ceea ce este scris în cartea Apocalipsei. Apocalips capitolul 2, versetul 4. Iată ce găsim aici. 2 și versetul 4. Știți voi aceste lucruri? Probabil că doar reamintindu-ne, re, ni le renoim. Iată ce scrie în capitolul 2, versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Este interesant să muncească cineva să transpire pentru a ajunge la un stadiu al dragostei. Și apoi să vină un timp în care aceasta să fie pierdută. Aceasta s-a întâmplat în biserica primă, Efes. Când dragostea din tâi, iată, această biserică a părăsit-o. Aceasta este de altfel e ceea ce Domnul îi reproșează singur lucru acestei biserici. Pentru că ai făcut lucrul acesta. Dar ea este invitată să-și aducă, să, aduc, să aduc aminte de unde a căzut. Și iată versetul 5, aduți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și îți voi lua sfeșnic. dacă nu, îți voi lua, da? Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Sfeșnicul acesta este iluminarea Spiritului Sfânt. Știți că sfeșnicul, nu învă învățam nu de mult că cine la prinde, nu-l pune sub obroc, așa e? Ci îl pune în luminar ca să lumineze tuturor. Această biserică a părăsit această stare. Și așa cum am învățat, dragostea aceasta este dragostea expresă pentru cine? Pentru Fiul lui Dumnezeu. Uneori ni se întâmplă că umblând pe tărâmul credinței, încet, încet, persoana Domnului Isus începe să prindă umbră în ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi. Și îl pierdem din vedere. Și acest lucru este o cauză de cădere. Ca și la această biserică. Foarte interesant. Trebuie să fim foarte atenți în direcția aceasta. Trebuie să mă duc spre final. Ultimul aspect era tăria. Ce spuneam că este tăria? Da? Nădejdea, da? Tăria din noastre sau, sau răbdarea din noastre. Interesant lucrul acesta, dragi și surori, apostolul trece în revistă ca un plus pentru această biserică a tesalonicenilor, că avea această tărie sau această răbdare a nădejdii lor. Știți că biserica din Tesalonic a avut mari problemă în ceea ce privește venirea Fiului Omului. Știți că unii dintre ei credeau că a sosit vremea atunci și că atunci era momentul la uh, imediat după prima venire a Domnului nostru Isus. Și Apostolul Pavel se vede nevoit să le scrie și să le arate câteva aspecte foarte importante, că nu era timpul atunci. Primul aspect era dezvoltarea omului fără de legi sau omului păcatului. El va veni, dar nu acum. Deși începutul exista pe vremea aceea. Însă, de ce le-a scris apostolul aceste lucruri tesalonicenilor? Că aveau o tărie în ceea ce privește răbdarea lor. De ce? Pentru că ei s-au întors de la starea respectivă și l-au ascultat pe Pavel și au început să aibă răbdare. Se pare că își pierduseră răbdarea. Și așa este. Și când au fost în epoca evanghelică asemenea atitudini? Când unii s-au obosit tot așteptându-L pe Domnul să vie. Alții s-au obosit apoi să audă că a venit și totuși să nu creadă că a venit. Aceasta este o altă lucrare foarte, să spunem așa, interesantă. Dar Apostolul Pavel le scria efesenilor în capitolul 1, versetul 19, iar să-l cităm pe Apostolul Pavel, vedem că, iată ce scrie în versetul 19, în direcția aceasta. Și care este față de noi credincioșii, nemărginită, mărim, nemărginită mărime a puterii sale, potrivit lucrării puterii tăriei lui. Observați deci, apostolul trece în revistă tăria acestei biserici, în nădejde sau în răbdare. Da, și aici ne spune că, într-adevăr, deci, trebuie să avem o oarecare tărie în direcția aceasta, să fim tari. Și aceasta, deci, este ca ceva mare, ceva foarte de apreciat. Tăria aceasta, nemărginita mări, mărime a puterii sale, adică a cui? A lui Dumnezeu, a lui Hristos, dar față de cine? Față de credincioși. Potrivit lucrării puterii, tăriei lui. Aceasta trebuie să fie implementată în noi, cum a fost implementată în Biserica Tesalonicenilor și datorită cărui fapt, Marele Apostol, iată, Observă această, să spunem, lucrare în interiorul lor, de nădejde, de speranță, așa cum scrie în tip 2, versetul 11, așteptând tăria nădejdii noastre, care se va împlini prin Hristos când El va fi prezent a doua oară, ne scrie acolo apostolul Pavel. În capitolul 3, versetul 7, la fel, același lucru le scria apostolul Pavel credincioșilor. Al călui slujitor am fost făcut eu după darul lucru, lui Dumnezeu dat mie potrivit lucrării puterii lui. Observați iarăși din nou aprecierea lucrării puterii lui Dumnezeu. Această putere a nadeziei, a speranței, a răbdării vine de la Dumnezeu. Când ne uităm și îl, îl vedem pe Dumnezeu, iată, de șase mii de ani Dumnezeu are răbdare, așa-i? Are răbdare. Are răbdare, suportă omenirea asta, aceasta cum este. De aproape 2.000 de ani el are răbdare cu clasa aceasta a Bisericii. Ca să vadă în ea implementat acel spirit al speranței, al răbdării. Pentru că, așa cum învățam într-o mană, și e foarte important lucrul acesta, nici unul, să spunem, dintre marile lucruri care uh, le înfăptuim noi nu are atât de multă apreciere din partea lui Dumnezeu decât răbdarea. Și această răbdare este, de fapt, exact ceea ce le scria apostolul aici, tesalonicenilor. Da, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 7, apostolul Petru contribuie și el în direcția aceasta și iată ce găsim aici. 2 Petru 3, versetul este 17. Să-l ascultăm ce scrie aici Apostolul Pavel Petru, Apostol Petru 3, versetul 17, da? Că este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Deci când ne uităm la această stare, da? Deci doi Petru am greșit, da? 3, 17, nu 1 Petru, eu am citit greșit, da? Iată ce spune aici Apostolul, deci voi, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, aveți grijă să nu vă lăsați stârzi de rătăcirea acestor nelegiuiți și să nu pierdeți stăria. Aici, iarăși, din nou, este vorba tăria de răbdare. Să nu pierde acea, această tărie, pentru că ea este în fața lui Dumnezeu o lucru foarte puternic pentru fiecare dintre noi. Și de aceea apostolul sublinează ace, aceasta. Deci, nu că nu vom avea probleme, nu vom avea încercări, că dacă ne uităm de la începutul vârstei evanghelice, au fost încercări sau nu pentru poporul Domnului? Erau ele necesare sau nu erau necesare? Credem cu toții că vom spune în cor, da, erau necesare. Și aceasta, aceasta este spre binele celor care vor fi găsiți credincioși. Și acest lucru este foarte important, dragi frați și surori. Da, în 1 uh, Tesaloniceni, capitolul 5, 22, uh, 23 și 24, iată ce le scria acele, aceleași biserici apostolul Pavel. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, 23, 24. Iată ce găsim scris aici: 5, 23, 24. Da. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, acesta este unul, Sufletul vostru și Trupul vostru, să fie păzite întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cum interpretăm această afirmație care o scrie tesaloncenilor Apostolul Pavel? Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, Duhul vostru, Sufletul vostru și Trupul vostru. Apostolul Pavel ia aici acest verset și îl aplică Bisericii ca o unitate, arătând de altfel că uh, unul. Duhul adevărat a fost cel care a călăuzit biserica și încă este normal ca ea să fie călăuzită prin acest Duh al lui Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu. Acest aspect e important. Duhul vostru. El, biserica, trebuie să se alinieze acestui Duh, să lucreze cu această putere venită de la Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, mă duc, este necesar să mă duc pentru ca să vină mângâitorul, Duhul, Duhul adevărului, care va însufleți biserica și vă va aduce aminte de toate lucrurile care eu vi le-am spus. Al doilea aspect, trupul vostru. Ce este? Ce este acesta? Deci, cred că am greșit, Duhul vostru, sufletul vostru, da? Sufletul vostru. Ce este acest suflet al bisericii? Da, este, de fapt, acel aspect de însuflețire, de lucrare pe care biserica l-a avut. Și care a însuflețit-o. Învățam într-un studiu că nu-i suficient pentru poporul Domnului să prindă o primă flacără din conceperea de Spirit. Nu-i de ajuns. Biserica trebuie să ajungă să fie însuflețită de Duhul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă asta liniștiți acasă, nu ne ducem nicăieri la niciun eveniment în poporul Domnului și atunci putem fi răsplătiți de Domnul. Nu aceasta este. Însuflețirea înseamnă a se vedea muncă pe terenul Evangheliei. Din partea noastră. Muncă și aici, în adunare, peste tot. Aceasta este însuflețirea despre care vorbește Apostolul aici. Și, în sfârșit, trupul vostru. Când ne uităm în 1 Corinteni, Roman 12, versetul 12, acolo Apostolul Pavel arată ce este acest trup. După cum trupul este unul, are mai multe mădulare, tot așa este și Hristos. Voi sunteți mădulare în trupul lui Hristos. Acest trup se poate distinge și astăzi. Nu este extrem de mare, enorm de mare acest duh. El este unul foarte bine definit. Se vede el în biserica adevărată. Da, se vede. Este de 144.000 de Membri. Acest trup este cel la care face referire aici. Apostolul Pavel îi vedea pe acești credincioși din Tesaloniceni în situația aceasta în care Duhul lor, sufletul lor și trupul lor trebuia păstrate până când, fără vină, până când, până la venirea sau parusia Domnului nostru Isus Hristos și mai mult aș putea spune până la ultimul dintre aspectele, să spunem, parusiei Domnului. Apocalipsis, adică descoperire, până atunci. Deci, iată, reîntorcându-ne la subiectul nostru, observăm cele trei aspecte importante. Lucrarea credinței, munca dragostei și tăria sau răbdarea nădejdii noastre. Aceasta ar trebui să fie, să spunem, însuflețirea pe care ar trebui să o aibă fiecare adunare, fiecare credincios în parte. Dumnezeu să ne ajute, dragi și surori, să putem dezvolta aceste aspecte atât de necesare și importante. Amin!